avansat în Rusia pentru sectorul energetic, iar Franța pe cele din domeniul militar. Cu noile decizii ale administrației de la Casa Albă, care interzic americanilor să facă banking cu trei bănci rusești, situația se schimbă considerabil. Sectoarele energetic, financiar și militar ale Federației Ruse simt deja durerea. Sancțiunile majore pe care le anunțăm astăzi au drept scop creșterea presiunilor asupra Rusiei, inclusiv asupra complicilor și companiilor care susțin acțiunile ilegale ale Rusiei în Ucraina, a declarat președintele american Barack Obama, care a ținut să sublinieze că ruptura relațiilor cu Moscova nu reprezintă un nou război rece.